Salutare și bun venit la un episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episod de azi vom continua cu meciurile la War. Și haide să-i dăm drumul cu duelul, cu primele meciuri din acest episod. Să vedem ce adversar vom întâlni. Sper să fie unul accesibil și să obținem 4 victorii, pentru că avem neapărat nevoie. Am reușit să obținem locul 2 în ziua precedentă și avem neapărat nevoie de locul 1 ca să fim acolo sus în top și să reușim la final de săptămână să obținem prima poziție. Și începem cu primul nostru deck, deckul de zi cu zi cu care jucăm în arenă și haideți să începem aici cu Tesla pe centru. Începem așa puțin preventiv cu defensul. După care vom trimite pe rând mini P.E.K.K.A. Apoi Hog-ul. Și cam așa oare? Hai să încercăm așa cu Hog și cu un freeze pe turn. I-am prins și Valkyra acolo, excelent. Scoatem Valkyra, dacă am reușit să ajungem și la... Da, nu cred că vom reuși să-i scoatem și Electro Wizard-ul. Da. Rămânem în continuare în avantaj, aproape 800 de hit points, diferență, și vom continua, cred că o să încercăm aceeași rețetă cu mini P.E.K.K.A. și Hog. Acum depinde și ce are el în deck. Văd că încearcă aceeași strategie, dar putea să nu funcționeze, dar hai să încercăm. Ok, a pus Inferno Taurul și pregătim Valkyra pentru Witch. Scăpăm acolo de Witch. Avem Electroul pe care nu putem să-l eliminăm. Spunem aici Tesla. Cam un push rapid cu Hog-ul. Poate dăm și un freeze. Da, și reușim să-i dăm o grămadă de damage. Poate chiar să-i doborâm turnul din dreapta. Nu, dar suntem destul de aproape. Dăm aici rachetă rapid. Trebuie să-i prindem și balonul. Excelent. Și cred că victoria este aproape. Punem Tesla, mini P.E.K.K.A. și doar cu săgețile cred că reușim să-i scoatem turnul. Pumerosul și mai pregătim un freeze care nu mai e oricum necesar. Bun, avem prima victorie, mergem mai departe, meciul numărul 2. În care folosim deck-ul cu Royal Recruits, avem Bandit, Baby Dragon și ok, dăm aici și un Darth Goblin. Ok, dacă am reușit și un hit cu Bandita, excelent. Am scos maxim din această fază și începem din nou cu un mic avantaj. Pregătim Royal Recruits-ii și punem totuși 4 pe partea stângă. Punem Flying Machine-ul și vom trimite și Baby Dragon-ul, mai degrabă decât
Din nou bandita. Și scăpăm fără damage ar trebui. Reușim chiar și un hit cu Baby Dragon-ul acolo pe turn. Să vedem bandita ce face aici. Punem Darth Goblin-ul. Și scăpăm oare de mini P.E.K.K.A. Fără hit, excelent. Bun. Trebuie să scoatem Hunter-ul fără hit. Bun. Fără să sacrificăm acolo o carte. Acum avem un nou atac. Uite, Flying Machine. Pun undeva pe aici. Vedem și Baby Dragon, nu? Și vom trimite bandita pe centru. Scăpăm acolo de... Și punem și un Baby Dragon aici. Să trimitem și bandita. No Flying Machine. Și aproape reușim să-i, da, reușim să-i dobărăm primul tur. Cu puțin noroc am fi putut și pe al doilea. Dar, oricum, important e că reușim victoria și câștigăm astfel primul duel și primul match din War. Sau primele fame-uri. Bun. Mai departe, aș juca un match la Battle, dar momentan slotul e ocupat. Sperăm că Trandy va reuși să scoată rapid acest oponent. Sau am putea să dăm un triple elixir battle cu deck-ul acela cu healer. Bun, am primit oponent și haideți să vedem cum ne descurcăm aici. Să începem cu Knight-ul din spate. Trimitem Battle Healer-ul. Să trimit aici și un Firecracker. Și încă unul. Pune din păcate Wizard-ul. Mai punem un Battle Healer aici. Punem încă un Firecracker. Punem Knight-ul în față. Punem aici un Poison. Firecracker din nou. Problema e acel Wizard, care reușește să ne dea o grămadă de damage. Și nu știu cum să îl scot. Battle Healer din nou în față. Okay, punem aici 3. Da, ne scoate din păcate cu... Ne punem un Poison, să punem și un Knight aici ca să ținem departe acel Wizard. Și punem un Elixir Golem cu Healer. Din păcate s-ar putea să aibă din nou acel... Da. Acel Royal Delivery, care ne pune probleme. Aici poate reușim câteva hituri, nici măcar. Din nou avem probleme. Okay. Punem din nou Firecracker-ul aici. Și ce push puternic are. Ne scoate turnul din dreapta. Punem 2 healeri. Da, avem un ghinion pentru care prea mulți counter pentru trupe mici.
Și încercăm ultimul atac. Cu Royal Hogs. Da, nu avem nicio șansă. E... Are counter prea bun pentru ce avem noi în deck. Nu putem să-l eliminăm. Ultima șansă aici. Oricum am fi pierdut. Ok, bun. Am rămas un singur meci de jucat. Meci pe care îl vom juca la Battle simplu, nu triple, pentru că e destul de greu dacă n-ai deck special pentru Triple Elixir Battle să joci așa random. Și haideți să vedem ce adversar vom primi aici. Trimitem aici Lumberjack plus balon. Și vom da și un Zep aici. Ok, și ajunge balonul pe tur, reușim două hituri plus bomba de final, dropul final, și dăm o grămadă de damage. Rămâne cu turnul la 717, ceea ce e foarte bine pentru noi. O să continuăm cu muschetira din spate, tot pe partea dreaptă. Nu, punem Inferno, să punem și minioni aici, să scoatem mai rapid acel giant. Ei, muschetira. Și probabil Lumberjack-ul. Sau direct mai degrabă balonul plus Hell Spirit-ul. Și ajunge balonul pe turn cu... Nu ajunge din păcate, dar reușim să-i scoatem turnul. Dăm un zap aici. Excelent. Wow, și după aproape 2 minute de joc avem turnurile intacte. Doar King Tower a fost lovit de acel Firecracker. Ok. Punem Goblin Cage-ul aici. Să trimitem minionii. Și cu Lumberjack-ul. Și reușim să-i scoatem giantul fără fără Inferno Tower. Da, și un trick round binevenit în cel de-al patrulea match din War. Avem și 1000 de gold bonus și haideți acum să mai deschidem niște chesturi. Începem bineînțeles cu silver chest-ul, în care nu găsim mare brânză. Avem și un golden chest, fără epică bineînțeles. Ba nu, găsim o clonă. Avem și în tire un chest, un crown chest cu gold, avem două gemuri. El Spirit, Goblins, Electro Dragon și 3 Musketeers. Și mai avem cel mai important chest din acest episod, acest Royal Chest, Royal Wild ce se numește, în care vom găsi un campion. Și haideți să-l deschidem. Avem 9500 gold, avem wildcard-uri comune, wildcard-uri rare, wildcard-uri epice, cred că e standard numărul ăsta de wildcard pe care îl primim, și două legendare, de fapt o legendară și un campion. Hai să vedem legendara. Este un wildcard și campionul, sper să fie ceva nou. Sper să fie ceva nou, da, și avem Golden Knight-ul, cu care, dacă vă amintiți, am făcut niște episoade super șmechere și am câștigat acel emote în challenge-ul trecut. Bun, un nou campion. Mai rămas doar Magic Archer-ul, pe care nu îl avem în deck. Și bineînțeles,
Skeleton King-ul pe care l-avem deja la level 12. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.